Ei, salutare povestitorilor! Astăzi vom face fotografii de stradă, street fotografii, cu Sony A6100 și cu obiectivul de 50mm, preferatul meu. O să vedem ce o să iasă, încă nu știu exact, dar vedem pe parcurs ce reușim să fotografiem și, bineînțeles, o să vedeți și voi. Așa că, haideți să trecem la treabă! Bun, haideți să vedem. Facem întâi setările pe manual. Ok, bineînțeles, aici nu trebuie să stăm să reglăm destul de mult în funcție de zona unde suntem și de lumină. Dar, nu, haideți să vedem ce iese. Aș vrea să fac aici la aceste dungi din stradă. Vedem dacă ne iese. Cam asta a ieșit. Opsa. Bun. Putem să mai mergem să vedem pe unde mai găsim chestii interesante. Și să vedem, bineînțeles, cum se comportă și la stradă această ventilă. Fac o mică paranteză. Am scos un mic ghid al fotografului începător, bineînțeles, unde prezintă pașii de început și noțiunile de început pe care fiecare fotograf ar trebui să le cunoască, și acei pași sunt foarte importanți și poți să-i aplici, bineînțeles, pe orice aparat, DSLR, mirrorless, chiar și telefon. Dacă ții cont de acele tehnici, nu neapărat tehnici, acele noțiuni de fotografie, acei pași de început care sunt foarte importanți, eu zic că o să reușești să faci ca începător orice fotografie dorești tu. Unde poți găsi cartea, mă rog, cartea, ghidul, o poți găsi pe Amazon și pe Gumroad, o poți cumpăra și în format fizic. Poți să-ți vin acasă și în format fizic. Am să las linkurile mai jos în descriere, de unde puteți să le comandați. Sunt niște figurine de metal. Haideți să vedem. Stăm aici aparat un pic. Așa. Aici pe camera s-ar putea să nu se vadă foarte bine în cauza reflexilor, dar nu e problemă, o să le pun în paralel la editare încât să le puteți vedea pe ecran. Am găsit aici o ușă verde interesantă. Vedem dacă reușim să o fotografiem. Da. Dacă la fotografie de stradă sunt foarte multe chestii pe care poți să le fotografiezi, pentru că ai foarte multă diversitate, oameni, mașini, tot felul de obiecte, case, chiar și strada în sine, clădiri, diversitate mare, și poți să fotografiezi orice dorești tu și orice crezi că ți se pare interesant. Bun. Și aici avem o stradă, o piață pietonală destul de frumoasă. O să încerc să fotografiez. Thank you.
Și și aici avem iarăși o stradă pietonală destul de frumoasă. Hai să încercăm să aplicăm și tehnica liniilor directoare. Cum vedeți, avem acest din centru, această potecă de pietre care ne indică direcția. Avem aici o statuie interesantă. Destul de interesant așa. Și iarăși aici avem iarăși o piață pietonală sau o stradă pietonală. Și aici niște uși interesante. Să vedem dacă putem să le supunem pe astea. Da, am reușit. Bun. Avem aici la ferestre niște floricele. Avem acea biserică de aici. Să încerc să fac o fotografie de aici, de unde sunt, ca să pot să o surprind cât mai bine. Pot să vă arăt acum, prin chestia asta, cum putem face, de exemplu, o fotografie în care să reprezentăm tehnica repetiției, pattern-ul repetiției în fotografie. Am să vă las acum cu ceva frumos, niște Timelapse-uri făcute acum spre seară. Dacă v-a plăcut contentul de astăzi, nu uitați să lăsați un coment, să dați un like, mă ajută și pe mine. De asemenea, puteți verifica și secțiunea de description, unde am lăsat link-urile de unde puteți să vă luați ghidurile de începător în fotografie. Și aștept părerile voastre despre ghid, dacă vi-l luați, și despre acest content. Eu, în momentul de față, aștept să fac timelapse-ul, dar o să-l vedeți în curând.